Cazul Brăguța în atenția avocatului poporului. Deși au fost și sunt implementate reforme în justiție, moartea lui Andrei Brăguța în penitenciarul numărul 13 a demonstrat că nu s-a reușit revizuirea tuturor actelor normative. Declarațiile au fost făcute de către Mihail Cotorobai. Avocatul poporului a mai spus că sistemul este vinovat de moartea tânărului, întrucât acesta se afla în custodia statului. Pentru investigarea decesului lui Andrei Brăguța a fost creat un grup de lucru în a cărei componențe au intrat angajații ai oficiului avocatului poporului. În perioada septembrie-octombrie, membrii grupului de lucru au efectuat 23 de vizite de documentare la 16 instituții publice relevante cazului examinat, iar investigațiile au avut scop să identifice motivele care au condus la decesul lui Brăguța. Scopul investigării a fost anume constatarea motivelor care a adus la decesul lui Brăguța. Și e vorba despre problemele ce țin de sistem, ce țin de faptul care au adus la comiterea de abuzuri, violarea drepturilor, libertăților omului. Andrei Brăguța a fost unul din persoanele care a trecut practic prin toate verigile sistemului, atât penal cât și civil. Andrei Brăguța, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut la mijlocul lunii august pentru că s-ar fi certat în trafic cu un echipaj de patrulare, după ce ar fi încălcat regulamentul circulației rutiere. La câteva zile de la reținere, tânărul a murit în penitenciar. În acest caz, 4 deținuți sunt învinuiți că l-au torturat și supus tratamentelor inumane, iar 3 polițiști sunt acuzați că nu au intervenit pentru a opri bătaia din celulă.